spre Vegas, dar nu credem că mai ajungem astăzi. Ideea este că am trecut. Așa, cred că mai bine. Deci cred că este un problem față aia. Ideea este că am trecut prin deșert și nici măcar nu știu exact cum să explic ceea ce s-a întâmplat. S-a strigat transmisia și nu aveam benzină, fiindcă turația era foarte mare și ne consuma mult, în fine, sunt detalii. Și am ajuns aici, suntem într-un orășel la 2 ore de Vegas, dar nu știm cum o să ajungem astăzi în Vegas. Cred că vine cineva după noi să ne ducă acolo. Și da, încă suntem în mașina din care curge ulei. E foarte, foarte stricată. De asta nu putem să ajungem cu ea până în Vegas. Dar totuși astăzi avem cazare în Vegas! Yay! Sperăm să ajungem! Da, asta. Cred că tot video ăsta o să fie fără capul meu, fiindcă nu văd capul aici. Mă vă țin la curent cu ce s-a întâmplat după ce mergem în orășel și când aflăm cine vine după noi, cum putem să ajungem în Vegas. Yay! Am revenit! Nu cu prea multe informații, așteptăm acum să vină cineva să ne ducă spre Las Vegas. Dar am zis că dacă tot stăm aici și nu facem nimic, voi cum să păru? Aha, apropo, suntem în orășelul în care s-a filmat Cars. Adică... Da. S-a filmat. Practic, ipotec. În desene animate, acesta era orășelul în care erau mașinile Cars. Așa, dacă tot am spus că stau aici și nu avem internet, nu prea avem ce să facem în orășelul ăsta, m-am gândit să filmez. Povestesc puțin, fiindcă am fost și am filmat într-un film indian, am dansat într-un film indian, care acum o să iasă în India, dacă nu deja a fost premierea. A fost o experiență super tare. Am scris la agenția de casting.ro, o să las linkul în descriere. De filmul cumva m-am înscris și n-am fost acceptată. Trebuia să fii brunetă și rest trebuia să știi să dansezi. Adică erau practic luați dansatori profesioniști. Nu pot să spun că sunt cea mai profesionistă, dar am făcut dansuri. Și a fost super tare, ne-am distrat. Indienii au fost foarte drăguți cu noi și au fost foarte politicoși și nu a fost foarte bine organizat, cum o să vedeți că explic și în video. Au fost super spontani, filmăm aici, filmăm aici, întârziem, era așa un haos total. Dar ideea a fost că până la urmă ei au fost foarte prietenoși și au încercat să facă tot așa încât cine o să ne convină. Va trebui să dau din mâini, dacă nu n-am cum să povestesc. Eu povestesc jumătate cu mâinile, jumătate cu ceea ce spun. Anyway, gata! Scuzați-mă, am un copil de 3 ani în mașină. S-a dezvoltat rapid, dar 3 ani. Așa, am să las videoul aici, în care povestesc puțin cum a fost în perioada în care am filmat și după am să vă zic părerea mea, fiindcă am mai vrut să povestesc despre film, dar o să povestesc după video. Videoul cred că este 3-4 minute. Ok, este prea amuzant, așa că o să vreau să vă explic ce se întâmplă aici și că se filmează un film. Dar nu vreți să știți cum se filmează și ce se întâmplă aici. 5, 6, 7, 8. Am trimis un e-mail să joc ca și figurant într-un film și am ajuns aici. Eu sunt cazul bun. Dacă vedeți ce se întâmplă, este un film indian, suntem la Sibișoara și eu așa ceva n-am văzut în viața mea. Dacă ei așa fac filmele, ideea este că sunt total neorganizați, habar n-au ce vor să facă. Și... hai! Da. 5, 6, 7, 8. Interesant este că până la urmă cred că majoritatea ne-am machiat singure. Costumele sunt mai mari, le-am ajustat și sunt prinse cu acid de siguranță cu ce am făcut. Părul mi s-a făcut, sunt în Adidas. Ea este actrița principală, Alina Jolie de India. Dar ei sunt drăguți așa, zâmbesc. Asta e mică, în care șurbețele umede. Mare. Are puțină dirijor de elefanți.
ना ना उने उना काद लिख रहे ओ माय गॉड इट्स ओके Yeah, it's fine. I forgot. Te iubesc. Te iubesc. It's okay now. Okay. Te iubesc. Yeah. So, oh, there. Ask her to come. No. Wait, well then. We go to her. Come. Hi, come. Hey, have you seen the brass ticket, Cheva? Yo. Ești Ești tu voastră? Te iubesc! Bravo, it's good! Este a doua zi și acum avem pauză. Nu, de fapt, este a treia zi, că suntem la Sibiu. Ce bine că suntem la Sibiu! Că nu a trebuit să mai mergem încă două ore dus, două ore întors la Sighișoara cu autocarul. Vreau să vă zic că e atât de diferit dacă începi să stai pe lângă ei, pe lângă indieni și să dai seama că au mult mai, nu pot să zic mult mai puține posibilități decât noi, ci faptul că nu ne putem compara cu ei. Mi se atât de milă de ei și așa mi s-a schimbat părerea după prima zi în care i-am cunoscut și acum. Ce să faci, Emilia, că n-ai ce să faci? Și banana mea, și fructele mele. Și le-am întrebat că de ce poartă anumite fete și băieți dintre ei acel cerc roșu în frunte. So can you see again? What I asked before. It's a part of our Indian tradition. Whenever we are Indian attire or any Indian outfit, we make sure you have Hindi. Yeah. It makes you look pretty. Yes. Oh, and it's okay. Just a sign of Indian woman. And the boy can wear also? No, boys cannot wear, only women wear. I saw somebody here. Yeah, they can wear, but then in India you will not find any boy wearing the bindi. Ah, okay, then just the girls? Yes. Okay, so yeah, can you put me one too? Yeah. That's the reason I got it from you. But you have... Makes me look beautiful? Yes. Unde pleci? Stă la colț și înapoi. Jură? Mă jur. Te întorci 5 minute. Cum închid de aici? Da. Așa. Ideea a fost că la început, în prima zi, n-am fost foarte entuziasmată de acest proiect, fiindcă ei nu erau prea comunicativi cu noi, lucrurile nu erau bine organizate, filmam aici două cadre, filmam dincolo două cadre, un cadru, ne schimbam, ne mutam, abia ne stăteau costumele pe noi, ei nu știau exact ce trebuie să facem, machiajele erau cam murdărele, adică erau super aruncate pe acolo și, în fine, nu era foarte igienic, să spun așa, pentru noi, dar după cum treceau zilele, ne obișnuiam cu ei și ei au început să vorbească cu noi. Și ne-am dat seama de fapt că pentru ei era o experiență foarte tare că au venit la noi în Sibiu. Chiar dacă pentru noi poate era doar Sibiu, deși pentru mine este cel mai frumos oraș din România. Ei erau foarte entuziasmați și foarte fericiți că sunt acolo și ei să comunicăm. Mi-am dat seama că de fapt noi câștigam... Ce prost ești! Doamne ferește, mă! Stătea inima în loc și ziceam să nu mă las singură mașină. Era o parte scurtă în care am spus că nu ne prea putem compara cu ei. Vreau să spun la faptul că nu au atât de multe posibilități ca noi și ar trebui să fim recunoscători. Și în timpul filmului noi eram mult mai bine plătiți ca ei, era o diferență enormă, e foarte, foarte mare. Dar totuși ei erau foarte fericiți că sunt acolo și că ne cunosc și că dansează la început, că fac anumite lucruri, cum ar fi faptul că ei mâncau cu mâinile și toată ziua dansau și taci și puneau mâna pe oricare și nu i-am văzut spălându-se pe mâini. Și am văzut că mâncau cu mâinile, pentru noi era un șoc să vedem lucrurile acestea, dar ne-am dat seama că așa este tradiția la ei. Și a fost o experiență super tare pe care aș repeta oricând și v-aș sugera și vouă, dacă sunteți interesați de lucruri de genul și vreți să faceți un ban făcând ceea ce vă place, cum ar fi dansând sau
ai merge și a juca în diferite filme, poate primiți anumite castinguri, să vă înscrieți la ei. Ei, o să vedem ce facem și cum ajungem în Vegas. Oricum o să fac vlog de acolo, va trebui să postez și vlogul din Arizona. Ăsta va fi acum, adică bănuiesc că când ajung undeva unde am Wi-Fi și pot să le editez și o să-l pun. Iar următor va fi din Arizona și cel din Vegas, cred. I think so. Așadar, dacă vreți să urmăriți în continuare ceea ce facem și unde ne ducem și să vă povestim de întâmplările pe care le avem, cum rămânem în mijlocul deșertului cu mașina stricată și ce facem mai departe, dați un subscribe la canalul meu și un like și ne vedem în videoclip. Something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel.